Salut, prieteni, bine ați venit la videotutorial.ro. Eu sunt Adrian și în tutorialul de astăzi o să vedem de ce ne trezim cu fotografii în telefonul nostru, fotografii care le-am avut în trecut și în prezent le-am șters, dar totuși ele sunt în telefon. Se descarcă automat. De ce se întâmplă acest lucru? Foarte simplu, pentru că cei de la Facebook au făcut niște update-uri aplicației Messenger, Facebook Messenger, și de bază vin activate două opțiuni, o să vedem imediat despre ce este vorba. Deschidem și noi Facebook Messenger. Și dacă mergem în tabul setări, avem aici la Data and Storage, intrăm, avem două opțiuni, Save Photos și Save on Capture. Da? Adică în momentul când facem fotografie și vrem să o trimitem pe Facebook, aceasta se trimite, dar este salvată și pe dispozitiv și Save Photo, ne scrie și jos Save Incoming Photos to Your Gallery. Adică, având această opțiune, prima de sus bifată, toate fotografiile care ne-au fost trimise în trecut vor fi salvate în dispozitiv atât timp cât avem această căsuță bifată, precum și fotografiile care le vom primi de acum încolo. Da? Deci nu va mai trebui să dăm noi tap și să o salvăm, se va salva automat atunci când cineva ne va trimite fotografii. Și din cauza asta ne găsim în situația în care telefonul nostru se umple de fotografii pe care poate nu le dorim, da? Sau pe care le-am șters, le-am avut, le-am șters și nu le mai vrem. Ca să scăpăm de acest lucru, o să revin aici în Facebook Messenger, deci v-am arătat, mergeți pe tabul setări, Data and Storage și debifați aceste două căsuțe. Debifând aceste două căsuțe, fotografiile pe care le veți primi de acum încolo, le veți vedea în conversație, dar nu se vor mai descărca automat în dispozitivul vostru, va trebui să le descărcați manual. Dați tap pe fotografie să o vizionați și apăsați butonul meniu sau aveți pe ecran cele trei punctulețe, dați tap și alegeți Save Photo. Cam acesta a fost tutorialul de astăzi, eu sper să vă fie de folos. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, dacă aveți propuneri, sugestiile, postați pe rubrica de comentarii acestui tutorial. Eu am fost Adrian, voi ați fost la videotutorial.ro. La revedere!